Totuși, cu această ocazie, putem să extragem și niște mici concluzii. Există o direcție evidentă de ascensiune a ființei noastre și toată de expansiune progresivă, care, din punct de vedere spiritual, revelează propria noastră natură reflectată pe dimensiunea corpului fizic, pe dimensiunea structurii energetice, pe dimensiunea psihică, mentală și spirituală. Este foarte interesant cum se produce acest proces de ascensiune și o dată de expansionare a conștiinței noastre spre a cuprinde din ce în ce mai mult universul nostru interior, prin cunoaștere, prin autorevelare, da? Și toată prin descoperirea a ceea ce se află în afara noastră și care de cele mai multe ori începe să devină semnificativ din perspectiva omologărilor și reflectărilor care se produc niciunde în altă parte decât în propria noastră ființă. Deci, din acest punct de vedere, am putea considera că această expansiune a conștiinței noastre tinde să cuprindă progresiv universul exterior și să și-l apropie până a se ajunge la o identificare a acestui univers exterior ca fiind oarecum asemănător cu ceea ce noi suntem. Dispar acele stări de distanțare, acele stări de separare, acele stări, se estompează granițele acestor, să spunem, planuri sau niveluri care până acum le consideram ca fiind mult în afara noastră. Este ca atunci când, analogic vorbind, noi începem să o cunoaștem o ființă, din ce în ce mai bine. E bine, datorită expansiunii gradate a conștiinței noastre, universul începe să se reveleze ca o ființă gigantică, ca un organism viu, deschis, permeabil, plastic, aflat într-o dinamică continuă, care se lasă atras, se lasă învăluit, se lasă penetrat de însăși conștiința noastră. Ceea ce înainte părea rigid și de necucerit, acum se deschide gradat. Cum are loc aceasta? Printr-o din ce în ce mai înaltă transfuzare a conștiinței divine în propria noastră ființă. Acum, o să spuneți ce este divin și ce este uman. Ne regăsim, firesc, într-o condiție umană, dar parcă ne este greu să ne identificăm, să ne regăsim din perspectiva unei conștiințe divine. Aici trebuie să admitem că ceea ce nu cunoaștem încă, nu înseamnă că nu există. Faptul că aștrii nu strălucesc atunci, noaptea, când sunt nori, aceasta nu înseamnă că ei nu există. Această stare de conștiință care reflectă din ce în ce mai mult o infuzare a luminii divine, pentru cumva aceasta este caracteristica esențială la nivelul șașara. Deci această conștiință umană începe să ilumineze tainic din lăuntru său. Așa încât
nu vom putea spune că există salturi sau hiaturi. Din perspectiva umană, adeseori vedem lucrurile discontinue. Din perspectiva însă evoluției conștiinței, noi ne regăsim într-un continuum, într-un câmp fundamental de energie și de conștiință, într-un câmp fundamental de lumină, care penetrează totul. Așa încât, din această perspectivă, am putea spune că ce poate să facă natura umană în a revela această lumină este doar să creeze condițiile interioare prin care această lumină să devină și autorevelată. Pentru că ea nu a încetat niciodată să fie. Și aceasta este o idee esențială, care ne ajută să ne cristalizăm toate credințele, întregul sistem de reprezentare în jurul unei realități care devine și din ce în ce mai vizibilă pe măsură ce noi o căutăm. Pentru că fiecare credință a noastră, în ultimă instanță, fondează și fortifică un întreg sistem de interpretare și de reprezentare. Poate că specificitatea acestui ultim plan este acela de a rupe limitările și de a ne plasa într-un plan al continuității luminii, a continuității conștiinței. Un plan care fortifică totodată și credința că noi suntem lumină, că noi suntem conștiință divină. Sigur că tot ce am făcut până acum, ascensiunea noastră progresivă, din plan în plan, a determinat o serie întreagă de identificări. Toate sunt necesare. Nu sunt absolut deloc de acord cu cei care consideră că lumea spiritului se revelează prin absorpția noastră în triada centrilor superiori de conștiință. Nu sunt absolut deloc de acord cu acele convingeri care separă această lume fizică de împărăția cerului. Și de asemenea pot spune că privind lucrurile dintr-un centru care se revelează progresiv a fi însă centru fundamental al certitudinii existenței noastre, pornind din cel mai simplu aspect al reprezentării conștiinței noastre, și anume sentimentul pur al existenței, care este o certitudine, care este o îndoială pentru fiecare dintre noi. Deci, pornind de aici, din alfa, existența noastră, începem să facem pași pentru a produce o unificare în acest câmp al existenței, o întâlnire a conștiinței noastre cu existența care se află pretutindeni, începem să recunoaștem, începem să ne reamintim și începem gradat să simțim și frumusețea tuturor identificărilor care au avut loc până acum, și mă refer aici la identificarea cu corpul fizic, datorită conștiinței specifice pe care Muladhara Chakra o realizează sau o centrează în ființă. Ne identificăm cu acel plan emoțional, cu acea oarecum stare plăcută de difuzare a conștiinței noastre spre un exterior mai larg, dincolo de simțământul autoconservării, începem să mergem spre autosatisfacție.
Începem să vrem să fim mai fericiți, mai expansivi. Lucru care se produce pe nivelul dinamicii visvadistală. Unde se creează și motivația și toate dorințele noastre care susțin mai departe procesul voinței spre a se asigura totodată o personalitate care începe să se autodefinească ușor competitiv cu universul exterior. Universul exterior începe să capete semnificație din perspectiva puterii sale și oglindirii sale în orientarea personalității. Recunoaștem aici din nou acea identificare cu egoul, cu personalitatea. Da? Mergem mai sus și începem să simțim în această evanescență a focului purtat de personalitate intenția aceea de a ne extinde, de a cuprinde, de a ne unifica. O primă reflexie, aș putea spune, a lui Shahajar aici. O primă intuiție a ieșirii din îngustimea dată de fascicul egoului, de fanta egoului, o reprezintă iubirea, o reprezintă afectul, o reprezintă compasiunea, o reprezintă tendința de autodefinire în raport cu universul. Apar primizori ai unei iluminări spre care ne îndreptăm într-un zbor care este născut de aripile inimii noastre. Și în acest zbor, sigur, se revelează progresiv frumusețe, se revelează deschidere, se revelează spațialitate, se revelează eter, se revelează, sigur, o conștiință care se află și dincolo de noi, care ne inspiră și care ne face să fim aspirați, parcă, într-un câmp de forță din ce în ce mai elevat. Aceasta este puterea lui Vishuddha, este puterea de a ne deschide spre un univers din ce în ce mai pur, protector, elevat, în care coexistăm și începem să ne adecvăm propria structură într-un univers în care există și altă conștiință. Conștiințe vaste, conștiințele unor entități superioare, a unor ghiți, a unor protectori, a unor entități angelice. Și aspirăm să creăm aceste identificări prin asemănare. Începem să simțim frumusețea lor luminoasă. Începem să ne lăsăm atrași de o frumusețe peste firea care până acum o percepeam în lumea celor cinci simțuri. Se dezvoltă așadar noi simțuri. Simțul acestei percepții intuitive. Simțul acesta al unei percepții oarecum directe. Capacitatea de a explora aceste lumi care se deschid gradat grație acestei pătrunderi prin centru mental de comandă Arna Chakra. Un centru care permite apoi gradat o explorare într-o conștiință înlărgită, o explorare care permite să identificăm aspectul cauzal de fond. Începem să ne mișcăm din ce în ce mai liber, din ce în ce mai degajați de tensiune, pentru că această cunoaștere spirituală, această percepție directă, urmare a trezirii Ajna Chakra, ne revelează marile mistere ale creației. Ajung și aici, la al șaselea plan, așa cum Ramakrishna spunea, ne aflăm în fața divinității, de care ne mai desparte un singur văr. Desigur, de la acest nivel, putem spune că
ființa umană integrează o viziune din ce în ce mai largă, o viziune cosmică, pe măsura lărgirii spectrului de vibrație lui Ajna Chakra, dar încă ceva ne desparte. Este și aici de depus un mare efort, pentru că din acest punct, un punct care caracterizează starea de luminozitate, de permeabilitate față de conștiința divină, ca și cum ea se întrezărește la o anumită distanță, face ca ființa umană să fie extraordinar de fericită și adeseori o ultimă formă de atașament să se poată produce în acest plan, atașamentul de starea oarecum sadvică, clară, pură, a fericirii care îi este de acum accesibil. Aș putea spune că aceasta este ultima pidică înainte de pătrunderea în nediferențierea conștiinței divine, care este totul. Sigur că există instrumente. Vedeți, toată această călătorie, făcută prin diferitele noastre hăinuțe, făcută cu, aș putea spune, cu hăinuțele pe care le-am purtat, colorate de curcubeul centrilor de forță, colorate de Ladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha și Ajna, da? Ca niște veritabile hăinuțe colorate, da? Toate au structurat în noi un corp din ce în ce mai elevat, din ce în ce mai fin. Da? Fiecare dintre aceste planuri cucerite, da? Pentru că fiecare centru de forță își oferă darurile sale conștiinței umane, da? Fiecare plan este ca un tărâm. Fiecare plan este ca un tărâm care oferă tezaurul pentru conștiința umană. Un tezaur în care recunoaștem și identificăm posibilități uluitoare. Dar trecând dincolo de toate aceste daruri, da? Trecând dincolo de toate aceste daruri, folosindu-ne de ele, da? Ajungem la un moment dat să înțelegem că toate aceste daruri nu vor putea fi date la o parte, pentru că ele sunt foarte prețioase. Dacă ar mai exista o rațiune care să spună pentru ce ar trebui să dăm noi la o parte toate aceste daruri, cum ar fi o vitalitate care ne integrează în seva vitalității creatoare a lui Dumnezeu. Dacă ar fi să dăm la o parte darul iubirii care ne unifică și ne transfigurează și ne trezește cele mai profunde emoții care duc la o recunoaștere aici, acum, a acestei unități. Da? Trebuie să recunoaștem că ar trebui să fie un alt dar care să ne extragă de sub vraj, de sub seducție tuturor acestor sublime daruri pe care dinamizarea armonioasă a centrilor de forță o oferă pentru propria noastră ființă. Și aș putea spune că poate cel mai greu lucru pentru natura umană este să ajungă să întrezărească supremul dar. Peștele cel mare, care odată prins, aduce în conștiință credința că ceilalți peștișori care au fost prinși în năvod putem să-i lăsăm liberi. Nu ne-au interesat, de fapt, niciodată. Pentru că acum, în năvodul nostru, a fost prins Dumnezeu. De această cauză vă spuneam că, pe de o parte, trezirea conștiinței
este un proces care celebrează pe fiecare nivel în parte sărbătoarea conștiinței colorate și cadorisite de Dumnezeu într-un anume fel. Este ca și cum mereu și mereu Dumnezeu a oferit încă un dar, ca și cum să se asigure că noi continuăm să pescuim. Ca și cum să se asigure că noi continuăm călătoria. Ca și cum noi suntem pe un drum care ascensionează spre un pisc și frumusețea mirifică a împrejurimilor, a atmosferei, a ambianței, este atât de seducătoare pe fiecare palier, pe fiecare zonă pe care o pătrundem în ascensiunea noastră, încât există riscul de a rămâne acolo și de a spune ce minunat este acest râu, ce frumos își plimbă undele, ce frumos curge spre vale. Aici le găsim iarăși un anume arhetip spre care, dacă medităm, ajungem să înțelegem până la urmă că mergând în amonte, ne apropiem din ce în ce mai mult. Dar totuși, frumusețea, plăcerea, bucuria și satisfacția scăldării în undele pure ale unui pârâu de munte este deosebită. Ca să nu spun tot ceea ce s-a structurat până aici, frumusețea pădurilor, poemițelor, vastul orizont care te învie să cucerești. Și atunci, de foarte multe ori, rămânem într-o seducție față de toate aceste minunate perspective, uitând că, de fapt, călătoria noastră a avut un scop. Mai mult decât atât, uitând că, de fapt, această călătorie a fost orientată de Dumnezeu de la început. Uitând că am fost inspirați să plecăm în această călătorie de promisiunea pe care oferea piscul. Ne-am înobilat cu toată frumusețea, cu toată bucuria născută de perspectiva peisajului. Dar piscul s-a aflat din totdeauna în fața noastră. De asemenea, piscul s-a aflat din totdeauna în noi. Dacă nu ar fi fost în noi, la modul arhetipal, înălțimea, dacă nu ar fi fost în noi cerul, dacă nu ar fi fost în noi lumina, noi nu am fi plecat niciodată să cucerim cerul, piscul, lumina. Și aici înțelegem că existența noastră poartă dintr-un început, din origine, poartă orientare. Existența noastră este existență divină. Existența noastră presupune pisc, existența noastră presupune lumină, existența noastră presupune conștiința cerului, preanaltului, prea fericit. Iată de ce, printr-o trezire gradată intuitivă și apoi din ce în ce mai mult prin percepții directe, ajungem să continuăm călătoria. Chiar și dacă tot ceea ce a fost trăit până acum a fost prilej de încântare. Reținem așadar că există orientare. Și acestei orientări noi nu putem decât să-i dăm curs
într-un mod firesc. Prelatul conștiinței divine care se revelează la nivelul ultimului plan, Sahasrara, prezintă o dublă perspectivă. Este ca o continuă revărsare. În acest pol suprem al conștiinței umane, receptacol pentru această lumină, receptacol pentru conștiința divină, o continuă revărsare care în primul rând se produce de aici și ia forma tuturor acelor nectaruri sublime despre care vorbesc textele sacre, Soma Dara, nectarul nemuririi, care apoi se scurg progresiv pentru a anima cu cele mai înalte influxuri, cu cele mai înalte energii, întreaga ființă structurată pe celelalte șase planuri. Poate că ordinea corectă a prezentării emanației divine și a reflectării acestei emanații în propria noastră ființă ar fi trebuit făcută de sus în jos. Cu toate acestea, chiar și dacă înțelegem această rațiune divină, ne este destul de greu să cuplăm la spațiul acesta foarte eterat. Aș putea spune adeseori vid, dar niciodată gol. O vacuitate beatifică aflată într-o continuă potențialitate dinamică, care structurează mereu și mereu pentru noi evidența, certitudinea faptului că Dumnezeu este tot ceea ce este. Este greu să admitem aceasta. Deși multe dintre căile spirituale pornesc în felul acesta. Totul este Brahman. Totul este Dumnezeu. Dacă totul este Dumnezeu, înseamnă că noi suntem Dumnezeu. Este greu, poate chiar de acceptat. Mintea umană, de-a lungul devenirii sale istorice, a avut momente în care a considerat această afirmație drept cea mai mare blasfemie. Multe ființe realizate spiritual, când l-au afirmat pe Dumnezeu, au fost repudiate. Unele au fost ucise. Și cu toate acestea, lucrurile sunt așa. Din perspectiva conștiinței umane, demersul oarecum ascendent, progresiv, este mai ușor accesibil. Și asta și face ca, fără a fi bruscați,
integrând planurile progresiv, fiecare plan în octava sa superioară, revelând deschiderea altui plan, net superior. Și continuându-se astfel întreaga desfășurare, începem să recunoaștem acest principiu al existenței noastre în unitate, în Dumnezeu. Este mult mai ușor. Dacă asociem aici și formalismul metodologic pe care o cale spirituală îl pune la dispoziție, suntem din ce în ce mai liniștiți, întrucât integrând o metodă, simțim că experiența noastră revelează unitatea adevărului existenței. Adevărul unității totului. Și am ținut să fac acest preambul pentru a înțelege că, dintr-un anumit punct de vedere, este absolut natural, este în ordinea firii, să descoperim faptul că suntem divini. Iar că, pe de altă parte, conștiința încă duală, care mai caracterizează modul de a percepe, de a reprezenta și de a reacționa în acest univers al naturii umane, identificată cu cele șase planuri, într-un mod progresiv, fac să pară că acest aspect este oarecum dificil. Starea naturală este aceasta, starea de unitate a totului este starea firească. Aici regăsim, cum recunoșteau și mari savanți științei actuale, acea ordine intrinsecă care desfășoară dinamica armonioasă a întregului univers, care se reflectă permanent în fiecare parte. Aici recunoaștem acea unitate a tuturor cupușilor, reintegrarea tuturor pozițiilor și singurul aspect care s-ar mai putea produce este ca, așa cum aceste lucruri stau în mod firesc, natural, ele să ajungă să fie reflectate și în propria noastră ființă. Ca și cum Dumnezeu se revelează pe El prin tot ceea ce este conștient de El. Ori în natura umană
înflorirea acestei conștiințe dumnezești se înfiripă la nivelul celui de-al șaptele plan. Sahasrara. Lotusul cu 1000 de petale.